Liceenii de la Miron Costin s-au întâlnit vineri 25 octombrie cu scriitorul Dan Coman. Evenimentul a fost organizat în cadrul ediției din acest an a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași. Întâlnirea cu Dan Coman, ce s-a desfășurat în bibliotecă, a fost ca un dialog între prieteni, spune Levi. Au avut șansa să își exprime impresiile despre lectură sau să adreseze întrebări într-un cadru prietenos. Spunem în lumea bună a literaturii, da? Prin participarea la un festival care doimine de 12 ani, câte știu, inițiat la Iași, este unic în țară, s-ar părea că ar fi unic și în Europa de Est. Și dacă vă amintiți, colegii sigur își amintesc și copiii, poate cei care au printre a 9-a, a 10-a, că în primul an am avut pe scriitorul Remus Boldea. Anul trecut am găzduit doi scriitori ceva mai cunoscuți, Marius Chivu și Alex Tocinescu. Vă amintiți de pisici, cu siguranță, și de călătorii, și de jurnale, și de poezie, da? Astăzi suntem chiar bucuroși să-l întâlnim pe scriitorul Dan Coman, poetul și prozatorul Dan Coman, despre care nu o să vă spun mare lucru, fiindcă va vorbi dumnealui despre sine și mai ales a vorbit despre sine prin cărțile pe care le-a scris și pe care le-am citit și noi cu modestia cuvenită în parte. Foarte multe ori e posibil să vrei să scrii despre, un exemplu ce zic, despre toamnă, uite, o toamnă superbă, știi? Și la final îți dai seama că ai scris un poem de dragoste pentru Viorica. Textul te duce cumva într-o anumită zonă. La discuții au luat parte elevi de toate vârstele, astfel că a fost abordată o gamă largă de subiecte. Încep spunând că mi-a plăcut foarte mult această carte. Ați ilustrat copilăria perfect, cel puțin cea de la țară, într-un mod perfect, excepțional, să spun așa. Vacanța, pot să spun așa, că arată mult aventuri, mai ales în această carte, iar fiecare zi vine cu noi provocări pentru acești doi copii, pentru acești doi frați. Aș vrea să vă întreb, ca să fac așa o pauză între exprimare, da. Dacă tot vă place să scrieți romane contemporane, de ce ați optat pentru unul clasic? Ah, bun. Tu mi-ai făcut un compliment. Mă pui. Cadrul a fost completat perfect și de un moment artistic al unui elev care a cântat la vioară un fragment din Rapsodia Română de Ciprian Porumbescu. De precizat este faptul că Dan Coman este un scriitor contemporan în vârstă de 49 de ani din Bistrița Năsăud. A debutat cu volumul de poezie Anul Cârtiței Galbene în 2003, iar un an mai târziu primește Premiul Național de Poezie Mihai Eminescu, opera prima și premiul de debut al Uniunii Scriitorilor din România. Textele sale sunt incluse în antologii din România, Suedia, Franța, SUA, Serbia, Ungaria, Slovenia sau Canada.